echipa Club 20 Ozana de la școala numărul 2. Iar noi astăzi am pregătit un ghiveci zis călugăresc, în care am pus ceapă, morcov, pastârnac, țelină, ardei, vinete, dovlecel, roșii, cartofi, condimente, piper, iar gustul l-am dat cu slatină. Echipa Ecomil 2002 și astăzi am pregătit fasole. E alimentul fulminant cu foarte multe vitamine, dar cu virtuți de integrant. Vorbește în spate pe oricine. Și ingredientul secret este slatina. Aici am mai pus ceapă, pătrunjel, fasole în primul rând, sos de roșii și slatină. Ardei gras, condimente și zahăvaturi. Ambele produse sunt foarte bune, foarte gustoase și ne aduc aminte de copilăria noastră, că de fapt la țară, în general, cu fasole și cartofi creștem. Acum mai nou sunt și alte produse, dar cele tradiționale sunt cele mai bune. Juriu a hotărât ca premiu pentru gustul mâncării să fie mâncărica de cartofi, mistică, să fie fasole. Bravo! Sperăm că la anul să avem 5-6 competitori, nu? Sarea în bucate să devină un eveniment poate nu legat de zilele comune vânători, ci poate un eveniment separat și atunci, cu siguranță, poate vom avea doar unul sau doi câștigători. De această dată, amândouă echipele sunt câștigătoare. Premiile sunt la doamna Elena și cred că doamna Elena mai are ceva premii de dat pentru cel mai tânăr participant, care ar fi cel mai experimentat de aici, care ar fi cel mai în vârstă, dintre toți, cei de față, dumneavoastră. Nu vă întreb câți ani aveți, este altcineva? Doamna Zaharia, știți? Ok, și atunci avem și cea mai experimentată participantă. Alte două premii merg la cele două persoane. Mai departe, copilul, domnul Pipirigianu, să-și ia sticle de apă. Și pentru toată lumea, mergeți la curs să luați farfurie, eu știu, pâine, veselă.